să-ți determine parametru M, astfel încât sistemul 2x plus y egal cu 8, x minus y egal cu 1 și 5x plus 4y egal cu m să fie compatibil. Ce înseamnă ca un sistem să fie compatibil? Să aibă soluție. Păi ia uitați, rezolvați primele două ecuații și le înlocuiți în a treia. Deci dacă le adunați, ce vă dă? 3x egal cu ăștia se reduc egal cu 9. X egal cu 3. Venim într-una din ecuații, uite, y este x minus 1, este 2. Da? Păi 3 și 2 trebuie să verifici asta. Deci le bagi aici și îți dă 15 plus 8 egal cu m, deci m-ul este egal obligatoriu cu 23. Altfel, sistemul este incompatibil. Deci răspuns corect E.